Dar spune-mi și mie, la cât sunt de frumoase și pe noi, de ce ne-ai invitat la emisiunea asta? Putem să ne ducem și noi frumos la măruță între timp? Nu, doamne, stați puțin, că se poartă corsetele anul ăsta, se poartă dantela chantilly, se poartă mătăsurile delicate. Uitați-vă la ele. Am înțeles. Înțelegeți? Adică este un fel de prezentare de lenjerie intimă, ca să vedem și noi, exact, doamnele mai în vârstă, ce se poartă și domnii viitor. Să-și clătească ochii, mai ales cu culorile. Ar putea să mai și cumpere, ca să zic așa, pentru noi. Și eu, pe după vișii, se poartă culorile deschise. Gabi, care s-a bătut în ciocolată. Știu că e Gabi care s-a bătut în ciocolată. Foarte frumoasă Gabi care s-a bătut în ciocolată și mai ales n-are urme. Aminata, foarte frumos. Se poartă culorile deschise, v-am zis că sunt obsedată de culori. Se poartă roz, verde, pal. Julia. Ce sfârșit, Miss Bikini Internațional? Uitați-vă! Unele dintre cele mai frumoase femei din lume sunt pe această scenă, însoțite de bunicile lor. Dar uitați-vă ce au în picioare! Da, au observat cineva? Da, am observat. Bineînțeles, ei s-au uitat la picioare, m-am uitat la ce au în picioare. Da. O să mai fie... În picioare au bocanci. O să mai fie o repriză de depresie pentru de progres. Asta ca să vedeți care este deosebirea. Ai, eu sunt bunica ei. Că din coloană. Ai un pic din coloană. Mă simt foarte rău. Stai un pic. Poartă cineva 35? Mulțumesc. Dar nu au tocuri. De asta sunt subțire așa. Cum ar sta de la tocuri? Tocuri? Ascultați data viitoare. Moare rușii. Spre tine. Da. Alma este fata de lângă Aminata. Aminata poate să fie una singură, cea din mijloc, pentru că cealaltă este fata care s-a bătut în ciocolată. Cealaltă, nu te ruși, iute, să nu cumva ferească Dumnezeu să-ți scurteze firul de la cameră. Mă duc să-l iau de fir, pe cuvântul meu. Lasă-l, că e și el fericit. Dar hai să... Mă scuzați puțin, domnul Sidon, mă iertați o clipă, s-a desfășurat desfășurătorul, am fășurare. Stimați spectatori, aceste minunate fete prezintă lenjerie intimă, așa cum se va purta ea anul la... Dacă îmi permiteți să subliniez, uitați-vă ce corset deosebit are fata noastră Miss Bikini. Da, da. Sutienele au balene. Înțelegeți? Ca să fie... Julia Liptakova, Miss Bikini Internațional 2004, Miss Body Beautiful 2004, poartă o chestie care nu poate să... Nu știu ce să zic. E corset la modă. O fi, dar nu... E mătase brodată. Deci nu ține căldură. Nu. Când noi, nu, doamnele, ține frumusețe. Noi... Da, 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 da. Și cred că poșetuța pe care o are în mână ține de glamour. Ține de glamour, da? Ține de glamour. Stai așa, vreau să... Vreau să thank you very much, Julia. Thank you very much for coming. We're honored. Thank you. Ea este una dintre cele mai frumoase femei din lume, a acceptat să vină la emisiunea noastră. Este foarte adevărat că nici noi nu stăm deloc mai prost. A fost o surpriză. Ele stăteau așa pe scenă, știți că ele sunt obișnuite să muncească. Ele muncesc. Niciun caz că eu am un corp de balet de 3 ori câte. Vă mulțumim foarte mult și o să încercăm, vă promitem că și noi